În ultimii ani, sărbătoarea de Halloween a luat o amplare deosebită, fiind așteptată cu mare drag, mai ales de către copii. Cu ocazia acestei sărbători, copiii de la atelierul de hobby art de la Casa Culorilor din Salău au participat la un atelier creativ. Deși la vârsta lor, mulți copii se tem încă de personajele înspăimântătoare, prichindeii care au sărbătorit Halloween-ul și-au pus imaginația la încercare și au creat păpuși de mână, au decorat personaje, dovleci veseli, pisici misterioase. E un atelier, atelierul nostru de hobby art și astăzi l-am dedicat Halloween-ului. Facem un decor pentru unii fricoșător, pentru alții de poveste și să vedem la final ce o să iasă. Cum îi vedeți pe copii? Entuziasmați. Cred că sunt încântați de ce am pregătit eu astăzi pentru ei. Dacă astăzi a fost un atelier dedicat Halloween-ului, săptămâna viitoare începem atelierele dedicate sărbătorii Crăciunului. Și o să facem decorațiuni, prăduți, globuri, coronițe și tot ce ține de Crăciun. Pictez un dovleac. Și cu ce culori? Cu verde și cu portocaliu. Și îți place? Da, îmi place. Mi-a plăcut de când eram mică să pictez. Și aici? Ce mai ai aici? Mai am o fantomă, o pisică, un castel și un liliac. Și o să le pictez pe toate? Da. Tu ce ai ales să pictezi? O pisică. De ce ai ales pisica? Îmi place animalul ăsta. E drăguță. Și tu ce mai ai aici? Ce o să mai decorezi? O fantomă, un castel și un liliac. Cum te numești? Alex Marincaș Daniel. Și tu ce pictezi acolo? Un liliac. De ce ai ales să pictezi un liliac? Îmi plac chilieci. Un dovleac. De ce ai ales dovleacul? Că îmi place. Un simbol de Halloween? Da. Și ce o să mai pictezi pe urmă? O pisică. Cum te numești? Raisa. Și ce ai ales să pictezi, Raisa? Pisica. Îți plac pisicile? Da. Cu ce culori o să o pictezi? Cu albastru. Pe mine mă cheamă Flavia Agostinare Elena. Și tu? Tot dovleac? Da. Ce mai ai acolo de pictat? Ce o să mai pictezi? Am un castel. Ce fel de castel? Cu toate culorile. Astfel, sărbătoarea de Halloween s-a dovedit a fi extrem de distractivă pentru copii.